Salutare tuturor! Am plecat din Plitvice, acel loc minunat, către următoarea destinație din Croația și anume orașul Dubrovnik. Ne îndreptăm către mare și deja în drumul nostru întâlnim peisaje superbe care te fac să oprești și să admiri împrejurimile. Trecem pe celebrul pod, inaugurat recent, podul Pelješac, lung de 2,4 km, care ocolește ieșirea la Marea Bosniei, scurtând astfel timpul către coasta din sud, din zona Dubrovnikului. Înainte de acest pod, trebuia trecut în Bosnia și apoi din nou în Croația. După un drum frumos, ajungem în Dubrovnik, trecem podul Tuciman și în drumul către cazare admirăm acest oraș perlă a Croației la Marea Adriatică. Ne-am cazat în districtul Lapad, o peninsulă cu numeroase hoteluri și activități turistice și bineînțeles că am luat la pas împrejurimile, urmând ca a doua zi de dimineață să străbatem orașul vechi, cel mai important obiectiv din oraș. Am făcut o plimbare plăcută pe ambele părți ale golfulețului din apropierea cazării din Lapad și vă las să vizionați cu impresiile din momentul filmării. Trecut pe partea asta alaltă a golfulețului. Mergem pe faleză. Aceleași stângi interesante. În apă foarte mult arizi de mare. Curată apă transparentă. Marea Adriatică în splendoare ei și soarele care se chinuie să străbată printre norișorul acela alt. Se apropie de apus, cred că va fi un apus minunat. Ei, nu știu cine sunt, mereu când merg eu, merg și ei, nu știu care treaba. Da. Este un tunel aici cu apă. Da, super. Hai să mai mergem. Da, și un cactus interesant care iubește mare. Parcă vrea să atingă apă. Așa s-a dus acolo. Și o floare. Extraordinar de frumoasă. Vrei că dacă iau un pui din ăsta, oare se prinde? Dar cum se-i pui? Uite așa, aruncă un pui. Loc de poze. Și aici o doamnă prinsă în vele. Este toată băgată. Ai ridicat pânza sus? Da. Da? E bun. Agenții de turism care oferă
excursii, da. Tot felul. În excursia asta aș vrea să merg, nu știu dacă se vede pe cameră. Asta că nu o găsesc. Hai mă, unde ești? Excursiile astea de jos, astea sunt cele mai interesante. În excursia asta aș vrea să merg și în asta. Oricare dintre ele. Să stăm puțin la aer. O grotă interesantă. Cu pești. Se observă. Este una dintre cele mai interesante faleze care le-am văzut. Uitați cum stau acele fete acolo, lângă apă. Nu? Super! N-ai cum. Sunt o mulțime de scări care coboară și poți să stai liniștit. Așa am luat aici pe malul mării în Croația. Crispy nuggets, tortilla și două beri. Și aici acum e extrem de scump pentru bugetul nostru. Am dat pe toate astea 50 de euro. Deci e destul de scump. Da, să avem poftă. Ne-am cazat la Sandra Apartment, o locație pe care am plătit 100 de euro pentru două nopți, o cazare bună cu o priveliște superbă. Și cu aceste imagini încheie această primă parte din Dubrovnik. Urmează un filmuleț foarte interesant despre orașul vechi, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe acestui canal. Vă mulțumesc!